Bine, v-am găsit, dragi prieteni, la un nou interviu Hot News. Vom discuta despre soarta teatrului independent. Avem alături de noi doi actori tineri, un mai cunoscut sau mai puțin cunoscut pentru dumneavoastră, Florina Gleznea și Dan Murzea. Bine ați venit la interviurile Hot News. Bine, Florina, ce înseamnă actorii independenți? Să nu creadă lumea că ceilalți ar fi legați de glie. Actor independent înseamnă o zbatere continuă. Începând cu găsirea unui text până la găsirea unui spațiu în care să joci. Echipa pe care o aduni în jurul tău, deci multă, multă muncă. Cam asta și ne angajat la stat. Și ne angajat la stat, bineînțeles. Dan, ce înseamnă să fii un actor independent? Să fii un actor independent înseamnă să regrezi că n-ai ascultat-o pe maică-ta când te-a bătut atâția ani la cap să te faci inginer, mai ales acum. Dar dacă tot ai făcut-o, ce se însemne? Actor independent înseamnă un actor care trăiește fix din ceea ce face, din ceea ce produce, fără să aibă niciun venit constant, lună de lună, sigur sau în orice fel. Pur și simplu ai joburi, ai contracte, ai piese, ai spectacole, ai evenimente. Trăiești? N-ai? Nu. Cum a ajuns să fii actor independent? E o dorință, a fost o dorință a voastră, domnule, nu vreau să fiu într-un sistem de stat unde trebuie să joc anumite piese, unde vreau să fiu mai implicat în alegerea textelor, a modului în care joc, sau pur și simplu e o concurență prea mare pentru teatrele de stat și atunci e nevoie de acest teatru independent? În cazul meu, nu mi s-a dat neapărat posibilitatea de a alege. După terminarea facultății, am vrut să joc și, prin urmare, m-am ales cu o colaborare la Teatru Metropolis pe vremea aia, într-o piesă a lui Florinel Piersic, junior, și a Verinei Chiriac. După care lucrurile s-au derulat în alte spații independente. Un teatru a luat naștere pe vremea aia, acum, mă rog, 10 ani, după care au fost colaborări cu Teatru Act, Green Hours, Replica, Godot. Adică, cumva, traiectoria mea a fost înspre teatru independent. Dani? Eu am avut noroc cumva. Am lucrat în studenție, am lucrat la Teatru Masca câteva luni și am zis, aha, bine. Și după aia am avut noroc că de 10 ani, iată, de 11 ani, am intrat și fac parte din trupa de improvizație Obligo, cu care am tot jucat și am avut peste 1500 de show-uri, dacă nu mai bine. Deci multe, multe, și asta m-a ținut cumva în viață ca actor și am reușit să trăiesc cumva din asta, deși la început nu prea trăiam din asta, dar asta m-a menținut. Am încercat, bineînțeles, și la teatre când se afla de castinguri, când nu se afla de castinguri. N-am încercat, dar după aia, când am mai crescut, mi-aș fi dorit și eu să joc într-un teatru, probabil, dar cumva nu știu cum aș fi descurcat și dacă mi-ar fi plăcut să fiu, cum ziceai tu, ținut de glie așa. Deci nu l-am evitat, nu-l evit, nu-l refuz, nu s-a evit ocazia până acum. Eu chiar am zis că și la filme și la orice fel de castinguri aș vrea pur și simplu să pic castinguri. Că dacă pici un casting înseamnă că ai aflat de el și că ai ajuns la el, la modul ăsta. Deci nu refuz nicio colaborare, dar pur și simplu așa s-a trasat viața mea. Lucru care a fost ok până acum. Cu siguranță că teatrul independent suferă cel mai tare în pandemie. Ați trecut prin treaba asta și v-aș ruga să ne povestiți care sunt mijloacele prin care ați supraviețuit în situația asta în care spectacolele s-au oprit. Cum vă susține statul? Ce fonduri alternative ați găsit? Să ne uităm în urmă și să ne aducem aminte de luna martie, luna cu pricina. În ceea ce mă privește, am început cu streamingurile la un teatru și au funcționat foarte bine. Am avut câteva spectacole online, după care am început repetițiile de acasă, de pe Zoom, după care mi-am dat seama că
va trebui din ceva să exist și să îmi câștig pâinea. Și a apărut ca prin minune indemnizația din partea statului și a fost o ușurare în momentul ăla. După care au început spectacolele în parc, în aer liber, și am avut spectacole în Herăstrău, la Roaba de Cultură, la Grădina Herăstrău, a fost festivalul Undercloud la MCR. Deci cumva am lucrat la un demo pentru un spectacol care urmează să iasă la sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor, depinde cum reușim să ne adunăm și să funcționăm în noul context plin de restricții. Deci destul de în acțiune, ca să zic așa. Doar că acum suntem din nou într-un moment disperat. Teatrele s-au deschis, ceea ce a fost pentru noi... La 50% din capacitate. Da, la 50% din capacitate. Dar pentru noi vestea asta a fost ultra, ultra îmbucurătoare și am zis că în sfârșit o să reluăm activitatea. Doar că teatrele independente nu își vor deschide porțile pentru că nu se pot susține din vânzarea biletelor. Când Andrei Grosu mi-a spus că un teatru nu se va deschide pentru că o să avem 15 spectatori în sală. Și asta trebuie să înțeleagă cei care se uită la noi, că o sală unui teatru independent e o sală mică, un număr de locuri limitat, 50 de locuri acolo, 50 de locuri, 60. Cazuri nefericite, la 50 de locuri, 100, dar ca să respectăm toate normele, s-a ajuns la concluzia, cel puțin la un teatru, că nici măcar jumătate din capacitatea sălii poate să fie ocupată de public. Ceea ce e imposibil, e inuman. De aceea e foarte important ca autoritățile să se sesizeze și să vină în sprijinul nostru. Pentru că din 15 spectatori la un spectacol nu putem să plătim chirie, nu putem să plătim colaboratori, nu putem să utilitățile și tot ce înseamnă funcționarea unui spațiu independent. Deci ajutorul ăsta financiar pe care îl oferă statul nu e suficient, e o măsură, dar nu e suficient. În momentul ăsta nu, adică nu, în momentul ăsta nu există în ceea ce privește spațiile independente. Mă refer la locații, mă refer la un teatru, mă refer la Replica, la Apollo, la Green Hours, la ACT. Sunt multe, multe de care statul ar trebui să fie conștient. Deținătorii de astfel de spații, sigur, au avut discuții cu factorii de decizie, cu Primăria Capitalei? Da. S-a întocmit o scrisoare, s-a făcut un apel, un strigă de disperare ca statul să ne asigure cumva, nu știu, chiria sau o parte măcar, ca să putem să dăm drumul, să putem să funcționăm. Noi vrem să jucăm în condițiile date, bineînțeles respectând toate normele, dar fără sprijinul lor ne este aproape imposibil să facem asta. Dane, ce ai făcut din martie încoace, cum suna celebrul slogan din anii 90? După ce m-am deprimat. Deci ăsta trebuia să fie cel mai bun an de până acum, jur. Deci eu așa am zis în ianuarie, am zis, mamă, rup! Îmi iau mașină nouă. Rup tot. În 7 martie am avut ultimul spectacol. Am mai avut acum de curând, dar ăla a fost ultimul. Și într-o săptămână s-a dus totul naibii în legătură cu viața. Eu am și azm și mi-e și frică de COVID și cred în COVID. Eu cred în COVID și mi-e frică de el. N-am prea făcut nimica. Am stat cu copilul, ceea ce a fost foarte bine, și cu câinele în curte. Și am dezinfectat într-una tot.
Și ieșeam cu câte 3 măști la cumpărături și o cagulă. După aia m-am mai calmat un pic, dar nu am avut forța și tăria. M-am gândit, mamă, ce perioadă bună, fac vlogging, fac trekking, fac ce mai fac, dar n-am avut chef să fac nimic, nu am avut niciun imbold artistic, niciun impuls. Și oricum am văzut că a fost pe internet un tsunami de creativitate mai mult sau mai puțin creativă. Asta vreau să vă și întreb. Vremurile grele generează creativitate. Ați simțit un imbold special? Uite, de la aici am aflat că nu. Florina. E clar că teatru se va reinventa. Asta e clar. Că va reveni la origini sau ceva în mod cert. În mod cert se va întâmpla. Pentru că toată perioada asta în care am fost izolați, în care am fost înstrăinați unii de ceilalți, n-am avut contactul direct, doar prin intermediul virtual, cred că ne-a întors către noi și către toate temerile și fricile și tot ce e mai angoasant în noi. Ceea ce pentru actul creator este o bogăție. Și cred că se vor naște lucruri, nu știu dacă vorbesc acum de o renaștere în teatru. Mulți zic de mediul ăsta virtual, ce facem, mergem mai departe în direcția asta. Eu, chiar și în direcția asta, cred că va lua naștere o formă care să nu fie ceea ce e acum, că nu e nici teatru, nu e nici film. Adică spectacolele filmate sunt niște spectacole care cumva au nevoie de spectatori, așa sunt construite pe acest feedback din partea spectatorilor. Și în momentul ăsta există așa un hibrid, adică e și puțin teatru și sunt niște cadre extraordinare și... Dar cred că va lua naștere un tip de teatru, dacă mergem în direcția asta. Sigur că ne dorim din tot sufletul să ne întoarcem în sălile de teatru. Dar dacă situația ne va permite, noi nu suntem nebuni să spunem cu disperare, vrem înapoi, dacă contextul nu ne va permite. Noi știm că sănătatea e cea mai importantă și... nu ne putem gândi doar la ceea ce vrem noi să facem. E important să fim sănătoși și să nu facem din teatru un focar de infecție. În niciun caz. Adică... Cum resimțiți voi lipsa spectatorilor? Eu m-am uitat la foarte multe spectacole online în perioada asta, în special de operă, și nu e același fior ca și când ai fi în sală. Nu e nici pe departe. Sau poate am eu o vârstă, asta fiind o problemă, dar simți, pentru voi cred că simți foarte bine. Cumva am fost și eu spectator în perioada asta și am văzut câteva spectacole în parc. Și undeva în Franța, în curtea unui muzeu, am văzut Școala Femeilor și mi-am dat seama de ce iubesc teatru. Adică cumva mi-am regăsit impulsul inițial. De ce? Pentru că faptul că există legătura asta puternică, reală, aici și acum, între spectator și actor, fără niciun filtru, fără niciun ecran, fără nicio pregătire, fără nimic, schimbul ăsta de informații, de emoții, e ceva care îți umple ființa și asta e o cerebrare a vieții, ceea ce se întâmplă în actul teatral. De asta nu cred că va muri, probabil că va trece printr-o perioadă de transformare, o perioadă de desistare, dar cred că nu va muri. De la greci încoace n-a murit, deci mi-e greu să cred că va muri acum. La tine trebuie să fie și mai greu, pentru că tu cu Tubla Obligo ai nevoie de interacțiunea publicului, trebuie să-l vezi că râde, că interacționează. Trebuie efectiv să vorbesc cu cineva, să le cer la oameni sugestii la propriu, adică
Da, mai ales că e interactiv, dar și în celelalte spectacole în care joc, cum zicea și Florina, așa e, nu faci teatru la sală goală. Înțeleg că Formula 1, meciurile de fotbal se mai joacă la, și probabil că și ei suferă, dar acolo e clar că joacă între ei. Dar la teatru e nașpa să n-ai... Da, că e un feedback, simți, cade sala, urcă sala, e cu tine sala, nu e cu tine sala, râde, nu râde, reacționează, nu reacționează, ce fac oamenii acolo. Am încercat și niște chestii pe Zoom și tot felul de concepte din astea, s-a râs lumea, a fost ok, că tot interactiv e, tot cu ei vorbești. Dar nu e, da, nu e același lucru și e, dar am avut și spectacol la TVR, de exemplu, șapte zile din șapte teatru la TVR, nu mai știu exact cum se cheamă, dar acum e încă așa și am jucat și s-a jucat în curte cu distanțare între spectatori, cu așa, lumea a râs. Bine, e și un spectacol care a fost făcut pentru o scenă mică și cu gen din ăsta spațiu studio, dar am reușit să trecem rampa și la spațiu mare și chiar dacă oamenii erau super răsfirați de zici că jucai pe stadion, a fost ok până la urmă. Deci, cu mai mulți, cu mai puțin, depinde de spațiu, se poate. Numai că, într-adevăr, cum zicea și a 15 oameni, nu poți să susții un teatru, nu poți să... Publicul a criticat foarte mult factorii decidenți, adică deschis păcănelele, dar nu deschis teatrele și cinematografele unde totuși sunt săli mari, unde se poate face distanțarea asta și poți să pui 100-150 de oameni în sală liniștit. Sau aloci subvenții pentru magazinele din mall-uri, că a fost și asta. Adică nu, atunci am luat-o ca pe un pumn în stomac. Mi s-a părut o mare nedreptate. Adică nu deschizi spațiile, nu ajuți, nu te duci înspre spațiile de cultură. În schimb, e esențial să deschizi un magazin în mall, să-i ajuți cu plata chirii. Mi se pare... strigător la cer. Adică... Și aș vrea să mai punctez și să lămuresc un lucru. Când am spus de 15 spectatori, nu că nu jucăm la 15 oameni, jucăm și la 2. Nu asta e problema. Problema e că spațiile independente se susțin din vânzarea biletelor. Și ca să acoperi într-o seară tot ce am enumerat mai devreme, colaboratori, chirie, în primul rând chiria, care e infernală pentru în zilele astea în care nu ai de unde să scoți. Și mai ales că spațiile independente aveau turnee, adică își mai găseau alte mijloace de a pune bani pe bani și de a reuși să supraviețuiască. Oricum era critică situația, dar acum a devenit insuportabilă. De aceea, din nou fac acest apel disperat, pentru că trebuie să vorbim despre lucrul ăsta. Nu se poate. Cunosc oamenii din interiorul acestor spații independente, mă refer la Replica, nu mai vorbesc de un teatru unde am foarte multe spectacole, Act, Green Hours, Godot, sunt oameni care au muncit ani și ani de zile ca să ajungă în punctul în care sunt, să fie recunoscuți în festivaluri în afară. Adică nu putem pur și simplu o muncă comună să fie a unor oameni să fie pur și simplu aruncată la gunoi, să spunem gata, ei și ce, se poate trăi fără teatru, nu e așa. Adică sunt oameni care în sectorul lor au acționat foarte puternic. Și așa cum se găsesc bani pentru mall-uri, cred că se poate găsi și pentru teatru. Nu se poate.